Asta este pe scurt ce facem astăzi. Valoarea navelor, vorbim o navă care este navă de căutare, salvare și medical, este de 20.866.651 de euro, iar navă de stingere și căutare, salvare și medical este de 24.000.000 de euro, 831.315. Dacă îmi permiteți, o să îl invit pe directorul de vânzări al firmei Damen și pe domnul general Iamadi, inspectorul general al Inspectoratului General pentru situații de urgență, pentru a semna contractele. Please. Imagini în direct chiar în acest moment de la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Este prezent acolo și Lucian Bode, Raed Arafat de asemenea. Tocmai ce a fost semnat acel contract, doamnelor și domnilor, privind achiziția de către IGSU a două nave multirol de stingere a incendiilor, respectiv căutare, salvare, finanțată în cadrul unui proiect despre care au mai vorbit oficialii de-a lungul acestor luni, Viziune 2020. Și așa cum vă spuneam, în acest moment sunt semnate aceste documente și a explicat în urmă cu foarte puțin timp Raed Arafat de ce avem nevoie de astfel de nave multirol de stingere a incendiilor, prețul acestei achiziții și, bineînțeles, contextul în care România beneficiază de aceste achiziții, de care, repet, spuneau oficialii de-a lungul timpului că avem mare nevoie. Iată că a fost semnat și contractul în urmă cu doar câteva secunde.